Dragi telespectatori, ne întâlnim din ce în ce mai des aici la Moinești cu domnul primar, căruia îi mulțumim încă de la început pentru amabilitatea de a ne acorda un scurt interviu și chiar o să vă rog, domnule primar, câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Ce reprezintă pentru dumneavoastră, în primul rând, cum s-a spune, ca un bun gospodar al unui oraș care s-a rebranduit de curând, dar mai ales pentru cetățenii care beneficiază de această casă, de acest proiect. Este un proiect foarte important pentru noi, așa cum îmi place să spun, este un proiect de suflet și al meu personal, pentru că am fost implicat în acest proiect din primele clipe ale primului mandat de primar în 2008, când am inaugurat șantierul de pe strada Plopilor. Ne aflăm astăzi la inaugurarea celor trei unități locative din această nouă construcție, după ce anterior, în anii aceștia, în 8 ani, în mai puțin de 8 ani, de fapt, avem încă 40 de unități locative, 40 de apartamente pe care le-am dedicat deja familiilor din Moinești. Este foarte important pentru că acolo unde noi, administrația publică, am reușit mai puțin, din păcate nu am reușit să construim, să convingem Compania Națională de Investiții sau ANL să investească în Moinești pe spațiu de locuire, doar prin eforturi proprii, prin parteneriatul cu Habitat, prin eforturi proprii, prin reabilitarea unui fost cămin de nefamiliști, am creat și acolo 54 de garsoniere, să acoperim această nișă de locuință socială în municipiul Moinești. Nevoia socială este mare în municipiul Moinești, încercăm prin parteneriatele pe care le avem, așa cum observați și aici, un sponsor generos care a venit și a susținut acest proiect și care s-a alăturat unui șir de alți parteneri privați care au venit și au fost alături de noi și alături de Habitat în acest gen de proiect. Domnule primar, dumneavoastră sunteți la un nou mandat, este un început la fel de bun. Vă rog să ne spuneți dacă aveți proiecte pe care nu le-ați finalizat în mandatul trecut, de fapt care normal se continuă. Cum, dați-ne câteva detalii despre proiectele pe care le are municipiul Moinești. Cu siguranță avem proiecte, pentru că altfel nu mai aveam ce să vorbesc astăzi în calitate de primar. Proiectele continuă și mă bucur sincer pentru că reușesc, sper eu, să continui ceea ce am început împreună cu echipa de la primărie, împreună cu acești parteneri pe care avem și cu alți parteneri. Proiectul cel mai important al nostru, așa cum îl știți, cred că și l-am susținut în ultimele intervenții pe care le-am avut în media, Moinești stațiune turistică. De acest proiect se leagă și celelalte, demararea lucrărilor și finalizarea hotelului și bazei de tratament în municipiul Moinești, dar și celelalte proiecte pe care le avem legate de infrastructura de apă canal, pe care trebuie să o încheiem în acest exercițiu financiar până în anul 2020, bineînțeles cu reabilitarea străzilor. În câteva săptămâni o să inaugurăm Casa de Cultură. Sper după aceasta să demarez un alt proiect așteptat, centru de agrement Ștradnu din Lucăcești și multe, multe alte proiecte. Să știți că avem foarte multe proiecte, le găsiți și pe site-ul primăriei și o parte din ele sper să fiți oaspeți aici la Moinești și să le descoperiți dumneavoastră. Iată, dragi telespectatori, lucruri deosebit de importante pentru Moinești, pentru această zonă frumoasă a țării. Sigur că cel mai mult pentru noi ca oameni de presă ne-a încântat chestiunea asta cu Moinești, stațiune balneoclimaterică. O stațiune care sperăm să vină în întâmpinarea celor care doresc să viziteze această zonă. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult și așteptăm să ne invitați cât mai des la cât mai multe asemenea evenimente care, desigur, au o importanță socială, putem spune chiar specială pentru noi toți. Vă mulțumim, domnule primar. Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu drag la toate evenimentele pe care le avem. Vă aștept și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți și urmăriți această emisiune și aș spune că și noi suntem la fel moldoveni primitori și suntem pregătiți să avem oaspeți de peste tot și să vă prezentăm Moineștiul așa cum ni-l dorim noi și sper că să-l descoperiți dumneavoastră, un Moinești frumos, un Moinești curat și un Moinești în curând stațiune turistică.